Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție incendiară a punctului culminant. Vom comenta împreună decizia politică a momentului în exclusivitate în această emisiune. Îl veți cunoaște pe candidatul pregătit să-l înlocuiască pe Klaus Iohannis. Gabriela Firea, evident, va fi în direct alături de noi, domnilor și domnilor. Comentăm totodată și demența totală declanșată de revoluția internetului, domnilor și domnilor. Sunt transmisiuni care sfidează dincolo de logică legea. Îi veți cunoaște pe influencerii care bagă autoritățile în stare de alertă, se declanșează pur și simplu, fără nicio jenă, alertă împotriva poliției, Dicot intervine în măsura în care mai poate să o și facă, doamnelor și domnilor. Veți cunoaște și cazul profesorului amenințat cu decapitarea în direct. Este o instigare fără perdea ceea ce se întâmplă zilele astea, de la acte de violență până la coruperea minorilor. Sunt monstruozități fără precedent generate de mediul virtual și nimeni nu pare a fi în stare să le stăvidească. Îți cunoaște totodată și povestea dramatică a unui muncitor român nenorocit pe plantațiile nemțești, mărturia exclusivă acestuia la reîntoarcerea acasă, evident, la România TV. Și totodată consemnăm și anunțul anului în cazul Caracal. Dincă și răpirea fetelor este decizie de ultimă oră a instanței de judecată. Până atunci însă, haide să vedem care este anunțul politic al momentului. Din partea partidului, cred că analiza trebuie făcută între Gabriela Firea și Călin Popescu-Tăricean. În acest moment, cred că cel mai bun candidat din punctul de vedere al Partidului Social Democrat la această atât de înaltă funcție, de departe, este doamna Gabriela Firea. Bună seara, doamna Firea! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Nici nu știu ce să vă zic. Felicitări, spor la treabă, să fie într-un ceas bun. Nu știu cum să începe emisiunea asta. Am urmărit și eu declarațiile domnului președinte Marcel Ciolacu și am sesizat că a răspuns practic unei întrebări din partea presei. Nu a făcut realmente un anunț, ci pur și simplu a răspuns politicos unei întrebări care a fost legată de declarația recentă a domnului Victor Ponta, prin care își exprima intenția de a candida la alegerile prezidențiale care vor urma. Dar vor urma nu peste patru zile, ci peste 4 ani și jumătate. Aia vreau să vă întreb. Adică nu părea cumva că am terminat toate problemele țării, de la criza coronavirusului, la cea economică și, în general, la tot ce era de rezolvat în țara asta și mai rămăsese un candidat neanunțat. Adică mi s-a părut că a venit cam brusc. Pe dumneavoastră v-a întrebat cineva dacă vă doriți în alta dregătorie? Așa cum nu am fost întrebată nici în momentul când fostul președinte al PSD a făcut acel anunț, în urma probabil a unor calcule politice pe care și le-a făcut la acel moment, categoric nu a existat o astfel de discuție recentă în partid, pentru că ne pregătim cu toții să dăm un examen în fața cetățenilor la alegerile locale și la alegerile parlamentare. Prin urmare, președintele în funcție este la începutul celui de-al doilea mandat, nu este spre final. Categoric, o astfel de abordare este prematură. M-a mirat atât declarația domnului Victor Ponta, m-a onorat afirmația domnului Marcel Ciolacu. Le mulțumesc tuturor colegilor care apreciază eforturile mele, de asemenea tuturor cetățenilor care îmi scriu că apreciază ceea ce s-a întâmplat inclusiv în această perioadă foarte grea de pandemie, când Bucureștiul a trecut bine printr-o criză sanitară. Suntem aproape 4 milioane de cetățeni în București și avem 2000 de cazuri de bolnavi cu COVID-19, doar 25-30% din București, ceilalți
venind din județele limitrofe. Asta înseamnă că am dotat foarte bine spitalele din municipiul București și v-am explicat aproape seară de seară ce eforturi face Primăria Capitale prin ASSMB pentru a dota cadrele medicale, pentru a le proteja, de asemenea pentru a avea tratamentele adecvate, pentru cei care ajung totuși să fie internați, de a separa bolnavii de COVID-19 de ceilalți, de a asigura triajul în toate spitalele care țin de Primăria Capitalei și, așa cum spuneam, am avut un număr infim de cazuri printre angajații spitalelor noastre, chiar mai mic decât medicii și asistenții din spitalele Ministerului Sănătății, care au fost contaminați. Cele câteva cazuri care au fost în spitalele noastre practic erau inevitabile, deoarece au fost persoane care au intrat în contact direct sau expus contact direct și repetat cu persoane bolnave. Prin urmare, repet, mulțumesc tuturor celor care au apreciat efortul meu, efortul echipei mele de a trece cu bine cel mai mare oraș din țară prin această criză sanitară, dar sub nicio formă nu putem vorbi în acest moment despre posibile candidaturi la alegerile prezidențiale. Da. Eu sunt fidelă bucureștenilor, sunt responsabilă cu tot ceea ce am de făcut și am dovedit acest lucru. Singura mea preocupare în acest moment este, firește, în afară de a-mi crește copiii și de a avea grijă de familie, să am o mare preocupare și intensă pentru familia mea din București, și anume să rezolv cât mai multe probleme pe care le are capitala și care nu sunt puține. Sunt convins de treaba asta, dar tocmai de asta vreau să vă întreb. Totuși, istoria recentă ne-a mai dat un exemplu de, nu știu dacă neapărat vă onorează sau vă deranjează, dar a existat în viața noastră. Și domnul Băsescu a jurat fidelitate bucureștenilor și după 6 luni de zile a plecat lansat către Palatul Cotroceni. Adică nu e ca și cum nu s-ar mai fi întâmplat odată. Excludeți de plan orice discuție despre treaba asta sau toate la timpul lor? Eu cred că domnul Traian Băsescu a avut și în destinul personal și în destinul politic să treacă prin aceste poziții înalte în stat, ministru, primar general, președinte, și lucrurile sunt evidente că, într-adevăr, pentru domnia sa, Primăria Capitalei a fost o rampă prin care și-a putut lansa o campanie prezidențială. E un caz. Asta nu înseamnă că toți primarii generali trebuie să aspire la funcția prezidențială sau au datele necesare pentru cea mai înaltă poziție în stat, sau poate că nu vor să candideze, păi, au alte planuri de viață, că există și această situație. Aia era întrebarea. Nu vreți? Nu v-ați gândit? Vă spun foarte sincer, cu mâna pe inimă, și nu vreau să credeți că sunt, nu știu, ipocrită sau că nu doresc să fac afirmații care nu au acum valabilitate, pentru că vorbim despre blana ursului din pădure. Nu mi-am dorit niciodată funcții politice. Am intrat în politică după ce am ieșit din presă, fiind un copil dintr-o familie cu multe persoane. În această familie numeroasă suntem 4 copii la părinți. Am vrut să trec de partea cealaltă a celor care rezolvă și nu doar critică. Sunt momente când îmi este foarte greu și mă simt nedreptățită, în care îmi pare rău că am plecat din presă, că mi era un pic mai ușor doar să atenționez autoritățile care, nu știu, nu-și fac treaba sau nu-și fac treaba la timp. Acum sunt eu trasă la răspundere pe bună dreptate și pe legitimă dreptate, și totul a venit cumva neașteptat și pentru mine. Și faptul că am avut oportunitatea să candidez pentru un post de senator în județul Ilfov și că toți colegii mei sau mare parte din ei au considerat că sunt cel mai potrivit candidat acum 4 ani pentru Primăria Capitalei și am reușit să câștig. Pentru mine funcția nu contează atât de mult dacă ea nu este încărcată cu posibilitatea de a avea rezultate. Sunt mulți oameni care au trecut prin funcții și, din păcate, nu au lăsat mare lucru. Eu vreau să fiu alături de cei care au trecut prin funcții, au ocupat anumite poziții importante în statul român și au lăsat ceva în urma lor. Aș vrea să mă înscriu în această galerie. Prin urmare, am 4 ani și jumătate, nu, să mă gândesc împreună cu dumneavoastră în timp ce rezolv problemele de la primărie. Părerea mea contează, adică în decizia noastră contează și părerea mea, ca să știu, ca să mă pregătesc și eu 4 ani jumătate. Contează părerea fiecărui cetățean,
Pentru că până la urmă românii își aleg președintele, trebuie să respectăm votul românilor, chiar dacă uneori ne îndeplinește propria dorință sau nu. Și, repet, este tot timpul și pentru domnul Ponta și pentru alți posibili candidați să se pregătească peste 4 ani și jumătate să intre într-o astfel de cursă. Asta înseamnă că exclude... Iertați-mă, asta înseamnă că excludeți posibilitatea suspendării domnului Iohannis, a demiterii domniei sale și a organizării unor noi alegeri prezidențiale la care să fiți dumneavoastră contracandidatul, nu? Sau învățați din greșelile trecutului și nu mai faceți că după 2 ture... În acest moment eu nu am auzit o discuție care să ia în calcul suspendarea președintelui României. Abia a fost ales prin votul românilor. Românii trebuie să fie respectați. Au dat un vot categoric pentru candidatul Klaus Iohannis. Până la urmă, trebuie să respectăm acest rezultat, chiar dacă de ani de zile candidatul din centru-stânga nu a mai fost la alegerile prezidențiale printre preferințele electoratului. Pe de altă parte, domnul Ponta a încercat această șansă, a fost la un pas, aș putea spune, de câștig. Cum să spun, pentru formațiunea noastră a fost atunci... într-adevăr, un eșec neașteptat, pentru că din poziția de prim-ministru și un prim-ministru bun, cu rezultate, era, dacă vreți, oarecum normal să acceadă la cea mai înaltă funcție în stat. Nu a fost să fie. Cum spuneam și despre domnul președinte Băsescu, a avut în destinul său, personal și politic, posibilitatea, în steaua sa, să spunem norocoasă, de a ocupa aceste poziții de ministru, primar, general, președinte. Să știți că nu toți cei care vor să ajungă și să acceadă la astfel de poziții importante într-un stat, au și posibilitatea. Sunt aleși de cetățeni sau au în destin aceste lucruri. Poți să-ți dorești foarte mult o poziție, dar tu până la urmă să nu-i convingi pe ceilalți că meriți, că ai datele necesare. E până la urmă o evaluare pe care românii o fac din considerente personale și este normal ca fiecare să treacă prin filtrul gândirii, interpretarea în legătură cu activitatea oamenilor politici, că sunt sau nu potriviți pentru o anumită funcție. Se pare că la acel moment românii considerau că domnul Ponta este potrivit ca prim-ministru, dar au avut o altă susținere pentru poziția de președinte al României. Să știți că românii sunt oameni foarte bine informați. Cred că fac evaluări foarte corecte în legătură cu oamenii politici, de aceea nu trebuie să-i subestimăm. Doamna Firea, și ca să încheiem povestea asta, la fel de abrupt cum am început-o, mi se pare mie, sau nu știu, poate sunt eu subiectiv, că am fost colegia ta amar de vreme, dar cam toți liderii PSD-ului din istoria recentă par să se agațe de imaginea dumneavoastră invariabil mai bună decât a partidului din care faceți parte. Sunt eu subiectiv? Cred că domnul Ciolacu a vrut doar să răspundă acele întrebări, care într-adevăr putea reprezenta și o provocare, mai ales în această perioadă în care vorbim despre alianțe politice în vederea prezentării în formă maximă în fața cetățenilor la alegerile locale și celelalte partide își selectează candidații pe care îi consideră cei mai potriviți, își încheie alianțele pe care le consideră câștigătoare și este normal ca și noi să facem același lucru în zona noastră de eșichier politic. Până la urmă, doi foști colegi și actualmente prieteni, poate nu exagerez, mă refer la domnii Ciolacu și Ponta, sau poate amici, poate prieteni, e prea mult spus, a fost, dacă vreți, așa, o șarjă amicală între cei doi. Practic, domnul Ciolacu nu a vrut să rămână dator cu declarația față de afirmația domnului Ponta și înscrierea deja cu 4 ani și jumătate înainte în cursa pentru prezidențiale, dar am văzut ulterior că astăzi nici domnul Ponta nu a rămas dator și a dat de asemenea o replică. Fără să pozez în persoana care împarte dreptatea și adevărul, vă spun sincer, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să facem acum ceea ce România așteaptă și anume să dovedim foarte multă seriozitate,
să dovedim că vorbele noastre se transformă în fapte și, așa cum spuneam acum câteva momente, în ceea ce mă privește, să dovedesc în continuare că, așa cum am trecut bine, mă feresc de superlative, nu voi spune niciodată foarte bine, îi las pe alții să aprecieze, dar eu pot considera, pentru că avem cifrele în față, că am trecut bine peste această criză sanitară, pentru că s-au făcut pregătiri temeinice la Primăria Capitale pentru toate spitalele și, de asemenea, pentru toate persoanele vulnerabile. Acestea sunt activitățile pe care le așteaptă românii de la noi, nu doar cei din București, și cred că am trecut timpul duelului politic, care de altfel este savuros, este spumos, e interesant. Există un consum mare și pentru aceste declarații, care ies cumva din tiparele consacrate și din mesajele oficiale, dar totul trebuie să aibă o limită. Până la urmă, ați văzut, se poate întâmpla orice și gluma este glumă, dar românii vor să vadă oameni serioși la treabă. Și când spun ceva, acel ceva se și înfăptuiește. Pe această linie aș merge eu în perioada următoare. Pe această linie merg și eu, doamna Firea, și v-am promis că discutăm în seara asta un subiect cu totul și cu totul spectaculos. Haideți să o și facem. Doamnelor, domnilor, mediul virtual a început să producă, dincolo de evidentele beneficii pe care le are, o grămadă de monstruozități, și apar zilnic printre noi, dintre noi, o sumedenie de personaje bizare, ca să fiu extrem, extrem de amabil, de oameni care reușesc să capteze, prin metode pe care numai ei le știu, atenția și încrederea unui mare public, dar care, pe partea cealaltă, ies rău atât în limitele normalității, cât și de cele mai multe ori ale legii. Voi face un scurt rezumat în această seară, promit să mă ocup cu și mai multă atenție zilele viitoare despre acest fenomen, pentru că este o nebunie ce a început să se întâmple. Încercăm să comentăm împreună cu doamna primar general, care, dincolo de faptul că are atribuții administrative, este și mamă de copii, și cu eminentul psiholog criminalistul Dorel Butoi, o serie de exemple care pe mine absolut m-au șocat, doamnelor și domnilor. Și am să încep cu mascații care descind în direct peste un traficant de droguri care i-a amenințat cu pistolul. Interlopul din Tulcea a fost arestat. Ofițerii de la DICOT au găsit la el acasă droguri, pistol, cartușe. Hai să vedem scurtul material și discutăm împreună. Și nu vorbesc că iurea. Dar nu trag după ei să moară piciorul, dacă vă mint. Am pus mâna și am intrat în casă să moară băiatul meu și fata mea să moară, dar nu trag după ei. N-auziți? Trag după ei. Copilul și familia lor. Dar eu stau arestat, dar ce să vin? L-am luat de niciunul. Chiar și taxiul. Dar de unde? Cu ce se pierde taxiul? Zi-a telefonul tata. Și eu dă să da, ăsta este unul dintre exemplele, domnilor și domnilor, și aș vrea să continui cu încă unul și să le comentăm la pachet, pentru că am avut și un tupeu incredibil al unui student din Iași, domnilor și domnilor. Pe vremea noastră se petreceau alte lucruri în facultate, acum, odată cu modernitatea, omul se filmează amenințându-l cu moartea direct pe unul dintre profesorii săi, apare în imagini ținând în mână un cuțit și îl sfătuiește pe cadrul universitar să-i dea o notă mai bună dacă vrea să mai trăiască. Vă avertizez, conform normelor în vigoare, că imaginele chiar vă pot afecta emoțional. Acesta este un mesaj pentru profesorul de laborator de statistică de la Facultatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, de la un student de-al său care a fost nedreptățit. Mesajul meu este: tu știi că gâtul tău poate să zboare de la chestia asta doar așa, dintr-o singură mișcare, nici nu simte. Are 5 kg asta. La una, te omor. Vezi cum faci? Uite-te pe temele alea, că altfel îți stai capul. Mă, de la legătură cu mine, aparent spunea că a fost o glumă. V-a contactat? El o glumă. V-a contactat studentul? Da. Și ce v-a spus? El a spus că a fost o glumă, că de-o trimis de unui prieten și prietenul l-a pus pe un site.
pare foarte rău pentru că situația a generat atât de mult. Videoclipul inițial a fost considerat de mine drept un pamflet, dar apoi mi-am dat seama de gravitatea situației. Tot ce a fost făcut acolo inițial a fost considerat o glumă. Bună seara, domnule Butoi, și mulțumesc că sunteți alături de noi. Salutările, doamna Firea, bună seara, Victor. Domn profesor, că sunteți și profesor, nu știu, v-a trimis vreun filmuleț din studenții dumneavoastră să vă amenințe că vă ia gătuțul în direct pe internet? Dacă nu mi-au trimis mie amenințări de genul ăsta, criminali, hoții, tâlharii cu care am lucrat peste 40 de ani, de unde sunt trimit amenințe ăștia? Deci n-am primit niciun mesaj de genul acesta și nici nu voi mai primi. Bun, nu primiți dumneavoastră, dar vreau să vă întreb la modul general, pentru că vreau să fac o discuție despre fenomenul pe care îl generează internetul ăsta mare, atot cuprinzător și excelent de folosit, dar, din nefericire, și în lucruri care exced limita legii sau a normalității. De unde răsară ăștia, domn profesor, și cum dau succesul pe care l-au? Pentru că veți vedea mai încolo și exemple de cetățeni care au sute de mii sau chiar milioane de urmăritori și care, repet, dacă mă întrebați pe mine, sunt duși de mult pe câmpii. Fără îndoială că mă asociez observațiilor dumneavoastră. În primul caz avem de-a face cu un exaltat, un excentric, fără îndoială psihopat, la care operează numai stare emoțională, e fluviu acela de agresivitate cu pistol și așa mai departe. Omul îi pierde curent în limbajul ăsta mai popular, fără discuții. De asemenea și tânărul acesta naiv. Este un tânăr naiv, un tânăr excentric și el. Dar zic asta, eu le spun și când îi găsesc pe bulevard, faci, că mă întâlnesc cu ei. Bă, voi dați selfie ăsta în care sunteți foarte rotunzi, așa bombardieri, și că durează 15 minute, că în minutul 16 intră siasul peste voi, vă rupe ușa în cap, vă arestează, vă umplă capul de pumn și înțelegeți ce este legea. Sunt cam rușinat, fac pas înapoi și iar la fel o ia ca și ăsta. Nu că a fost o glumă, că a fost o harneală, că a fost o nu știu ce. În asta aveți o observație extraordinară. Facebook-ul și mijloacele de tip virtual care împrăște informații au toate șansele ca să li se asocieze, să li se aglutineze ca un creier din ăsta mental, ca o atitudine mentală, tot felul dintre cei care eu îi numesc pretabili, adică li se aseamănă. Acum, nu mai puțin adevărat că, din perspectiva psihologiei mulțimii, Victore, în defulările acestea, în descărcările acestea, caricaturale, agresive și așa mai departe, se le găsesc foarte multe nemulțumiri, multe nemulțumiri ale concetățenilor noștri și știm și le simțim. Dar este un semnal și valoarea educativă a emisiunii tale este de necontestat în sensul de a pune frână acestor tendințe, acestor tentații, acestor depulări. Pentru că intoxică mediul public, mediul virtual. Sunt adolescenții, copiii, tinerii care aglutinează cu ei și mai ales se vor inspira din asemenea, că am avut pe ăsta, pe Spartacus, care este copie veită cu bombardierul de adineaurea, cu pistolul și așa mai departe. Da. Și la fel sunt și alții. Deci există un pericol în diseminarea virtuală a acestor comportamente. Domn profesor, problema este, și nu neapărat problema, pentru că eu sunt adeptul libertății cât mai mari de exprimare și de expunere publică, dar în contextul în care rețelele astea nu sunt absolut deloc reglementate și știm foarte bine ce s-a întâmplat când a încercat de bine, de rău, măcar să impoziteze Uniunea Europeană, deci mi-e foarte greu să cred că până și viteazul Trump va reuși să reglementeze rețelele sociale. Problema e că roboții ai lor care lucrează acolo nu au cum să stea cu ochiul pe miliarde de conturi și să vadă ce perorează fiecare damblagiu de ăsta până își strânge sutele de mii de urmăritori. Și după aceea poate să consideră un Mihai Viteazu sau Dan Capitan de Plai, știu eu. Asta fără discuție contează foarte mult mediul în care pleacă ideile acestea. Cât de fertil este? Păi mediul este foarte fertil. Lipsă educație, lipsă religie, lipsă control,
lipsa autoritate și mai ales poate să fie, dragă Victore, și o excentricitate a unor indivizi care se află în statul politic și în guvernare. De exemplu, este o bătălie extraordinară care pe mine mă amuză, a unora care doresc volens nolens să se introducă în școală educația sexuală de la 0 la 14 ani, mă interesează pe mine, și anume posibilitatea capitacul ăla de 2 ani jumate, 3 ani, 4 ani, 5 ani să beneficieze de plăcerile atingerilor sexuale, de faptul că se poate substitui ca gen un băiețel unei petite, etc., etc. Păi vreau profesorul Butăi vândeți din astea, mă, că voi doriți să puneți mâna pe grupul țintă, copii 3, 4, 5, 6 până la 14 ani, protejați de lege, atenție, pentru lipsa discernământului, să-i pregătiți pentru prostituție infantilă, pentru pedofilie și multe, multe alte moravuri și apucături care voi le ziceți moderne. Uitați-vă în America. Astăzi, sub ochii voștri, se dezlănțuie pe străzi indivizi care au tehnică în exces, dar sunt bioinstinctuali, sunt indivizi pe care imun afectiv, agresiv și așa mai departe. Așa cum se întâmplă și cu ăștia. Păi copilul la 3 ani trebuie să învețe și el să facă o buclă din aia, să facă un bețișor, să învețe literele, etc. Nu să se masturbeze, mă. Nu vorbiți cu mine, pentru că eu am în clinică asemenea chestiuni. Copiii de 5, 6, 7, 8, 10 până la 12 ani au căpătat comportamente onaniste, hedonice, de plăcere sexuală. Da? Și când au 30 de ani, vin la mine și spun că sunt impotenți, dragă Victore. Suntem impotenți. Și când fac fișa anamnezică și studiu de caz, găsesc obiceiul onanismului. Da, apropo de ce spuneați, domnul profesor, discutăm în continuare despre monstruozitățile generate de mediul virtual, domnul, cu 850.000 de urmăritori, un renumit influencer, domnul, că s-a inventat și profesia asta fără carte de muncă, instigă la violarea minorilor și nu numai. Vă avertizăm că înregistrările pot avea un puternic impact emoțional și chiar trebuie să vă avertizez asupra acestui lucru. Eu, dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, adică dacă nu eram împreună cu iubita mea de 5 ani de zile, vă spun sincer, cât de sincer posibil, toate copilele de 15, de 16 ani, credeți-mă pe cuvânt. Dacă vezi una de 15 ani, arată mai bine decât una de 30, ești nebun la cap. Mi se pare că femeile din ziua de astăzi, frate, mi se pare că sunt prea exagerate, știi? Și acum la liceu, bă, pe vremea mea când eram la liceu, nicio fată nu umblau cu pantalonii scurți, adică să se vadă bă, băiatule. Acum astea umblă, deci eu am văzut astăzi am văzut o fată, nu cred că era clasa a 11-a, a 11-a, a 10-a, a 11-a, nu știu dacă era, nu venea de la școală sau ceva, cred, dar vă spun să zic că avea vreo 16 ani. I-am văzut toată sincer vă spun, mi-a plăcut. Ce treabă ai cu ea? A, îmi place cum face ea, ea, gen, eu fac... Da, zi adevărat, te-ai uitat pe Instagram-ul ei și... Nu. De ce? Nu știu. Cum adică? Câți ani ai? Câți ani ai? 12. Păi și cum? Nu ți-ai descoperit corpul până la 12 ani? Cine a făcut așa să zică am făcut sau... Nu scrieți asta. Spuneți, scrieți like ca să fie așa ceva mai așa și mai subtil, știi gen. Cine a făcut să scrie o dată like? Atât. Doamna Firea, dacă nu izbucnea scandalul cu o companie vânzătoare de echipament sportiv care își asociase imaginea cu el și a dat comunicat de presă că renunță la colaborarea cu el, nu știam nici astăzi noi ăștia care ne ocupăm cu lucrurile mai învechite, să spunem cum ar fi televiziunea, de existența lui pe piață, nu s-ar fi generat dosar penal pe care l-a făcut poliția, nu s-ar fi întâmplat nimic. Video-ul ăsta lui a stat luni de zile fără să-l bage, repet, nicio autoritate a statului în seamă. Cetățeanul are 850.000 de urmăritori pe YouTube și după ce și-a pus cenușă în cap și a cerut scuze, a mai făcut o postare, a pierdut fix 1.000 dintre urmăritorii lui, doamnă Firea. 849.000 de oameni sunt în continuare abonați la năroziile pe care le emite ăsta. Sunteți dincolo de, repet, calitatea administrativă, sunteți mamă de copii, da?
În general, Dumnezeu, ți-e frică să-ți lași copilul pe stradă, să plece către școală sau oriunde, în măsura în care mai și încep vreodată școlile în țara asta, fizic, că Dumnezeu se întâlnește cu asta și îi place omului, fata. Pericolul, într-adevăr, este foarte mare, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, pentru că, dincolo de mesajele care țin de copilărie, de adolescență, de tinerețe și care sunt bine primite și suntem în democrație, internetul trebuie să fie liber, democrația da. Permite de asemenea libertatea de exprimare, dar totul până la violență verbală, fizică și totul până la a intra într-o zonă de ilegalitate, practic, și în zona penalului. Ceea ce este îmbucurător este faptul că în această perioadă au reacționat chiar tineri. Foarte mulți tineri au reacționat, inclusiv pe rețelele de socializare, care au spus că înțeleg diversitatea de limbaj, diversitatea de opinie, dorința de a, poate uneori, de a fi mai excentric, de asemenea, de a impresiona pe ceilalți, dar, repet, totul cu o limită și totul până la atenta la integritatea altei persoane, la viața altei persoane pe care poți să o pui în pericol. Repet, cred că societatea românească și-a creat deja anticorpi. Este ca și cu virusul. Dacă un virus nu este tratat corespunzător și nu se găsește antidotul, și nu se creează anticorpi, așa se întâmplă și cu astfel de fenomene. Pe mine m-a impresionat faptul că în această perioadă nu a reacționat doar presa, ci au reacționat foarte multe asociații, fundații, chiar bloggeri, influenceri, cum le spuneți corect dumneavoastră, ceea ce înseamnă că nu este totul pierdut, ceea ce înseamnă că în mediul virtual poți să afli și informație curată sau poți să te și relaxezi. Iar cei care folosesc metodele pe care le-ați descris puțin mai devreme se auto-exclud practic. Ușor, ușor se profesionalizează și mesajul și conținutul de pe internet, iar adevărat, pentru profesori și pentru părinți este cea mai mare provocare aceea de a-i ține pe copii totuși într-o zonă de informație care poate fi obținută din mediul online, din mediul virtual, dar totuși să nu ajungă să ia și alte informații care dăunează vieții sale, dezvoltării sale emoționale, pentru că tot vorbeam în aceste zile și despre legea care a fost dată în Parlament, în ce măsură copiii trebuie să aibă o educație sanitară din școală. Despre asta chiar mi-ar plăcea să fac... Mi-ar plăcea să fac o întreagă emisiune pe tema asta și v-aș invita cu mare plăcere. Da, și mă bucur că s-a votat totuși această lege. Nu înțeleg totuși de ce trebuie explicit să fie un acord al părintelui, câtă vreme trebuie să avem încredere în cadrele didactice, în profesori, în educatori, în psihologi. Se pricepe un părinte mai bine decât un cadru didactic? Mă pricep eu mai bine la acest capitol, mă refer. Nu la educație și creștere în general și supraveghere. Cred că până la urmă, dacă vrem să nu mai fim în topul european cu cele mai multe mame minore, trebuie să acceptăm faptul că până acum, din nefericire, din partea familiilor a existat o reticență în a-și educa de la vârste fragede copiii în sensul de a le explica riscurile la care se expun și bolile care pot fi transmise în respectiva manieră. Deci, până la urmă, este un efort pe care școala trebuie să-l facă alături de familie. Depinde pentru a primi și face. O astfel de educație. Depinde și cum necesară. Îl face. Eu chiar vreau să fac o dezbatere pe tema asta și m-aș bucura foarte mult să acceptați invitația mea, să fiți unul dintre invitați, pentru că mi se pare că e chiar un subiect. Și eu vă mulțumesc mult, doamna Firea. Domnule profesor Butoi, ca o concluzie, poate produce societatea anticorpi la microbii ăștia care apar în număr din ce în ce mai mare și se extind cu viteză din ce în ce mai mare, sau, nu știu, trebuie să pui joarda pe ei, cum ziceți noastră? Poate. Societatea poate să-și formeze anticorpi. Doamna Firea chiar a subliniat procesul natural prin care populația echilibrată emoțional, cu gândire și așa mai departe, se disociază în timp de astfel de excentricități. Dar va fi foarte greu câtă vreme în spectru politic. Uite, îmi oferiți ocazia, n-aș fi vrut. Există foarte mulți repetenți. Nu știu drept
oameni politici de la noi, habar n-au de psihologie, oameni politici de la noi, habar n-au de economie, oameni politici de la noi. Stau și gândesc cum au ajuns și cine dracu i-a ales și pe ce criterii și calități. Electoratul. Electoratul, slab și electoratul. Într-adevăr, ai exact ce semeni. Pentru că, iată, de exemplu, acum doamna Firea a pledat foarte frumos despre necesitatea educației sanitare. Dar am impresia că și dânsa este păcălită. Păi legea, în primă formă, prevedea educația sexuală la pitacii de 3, 4, 5, 6 ani. Niciuna din fetițele astea nu va rămâne gravidă. Asta cu siguranță. Și, cu siguranță. Și mai e o chestiune, domnul Ciutacu. Da, domnul profesor. Noi strecurăm elementele de sexualitate în programa școlară, cum spunea și doamna primar, le credităm pe profesori cu foarte multă încredere, pe măsură ce cresc în vârstă și se dezvoltă în ei problematica în special a gonadelor, glandelor endocrine și așa mai departe. Și începem cu biologia, începem cu zoologia, începem cu fiziologia, începem cu anatomia și ușor, 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 gradual copilul ajunge să știe ce înseamnă și să nu rămână gravidă fetița, să știe ce înseamnă și să se protejeze. Și așa mai departe. Da, Deci prostălăi ăștia încearcă să bage totul la pachet și evită în toate discuțiile publice ce căutați, mă, cu descoperirea plăcerii sexuale prin atingerea propriilor organe și așa mai departe unul altora. Deci până la 14 ani jos labele de pe copii. De la 14 ani, 15 ani, 16, 17, 18, mai ales 18, aveți opțiuni sexuale spre ce doriți, să vă însoțiți cum doriți, în toate cuplurile, etc. Dar trebuie să stopată. A ieșit pe stres populația României să ceară educație sexuală pentru 3 ani, 2 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani. Cu siguranță nu, și cu siguranță este un lobby intens, și dacă mă întrebați pe mine și din partea unor ONG-uri specializate, dar asta aș vrea să o dezvolt într-o ediție viitoare a emisiunii la care mi-aș dori să fiți invitat, domnule profesor. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această seară. Doamnelor, domnilor, decizia momentului, în procesul momentului, dosarul Caracal merge înainte, asta dacă nu cumva la contestația care se va depune peste 3 zile, răspunsul va fi pozitiv. În direct alături de noi și salut repede Alexandru Cumpănașu. Bună seara, domnule Cumpănașu, Carmen Obărșanu, avocat în dosar, bună seara, și doamna Melencu, mama uneia dintre cele două fetițe răpite, violate și traficate, spun părinții, ucise, spun procurorii, alături de noi. Să rămână și dumneavoastră, doamna Melencu. Bună seara. Doamna Melencu, cum ați primit decizia de astăzi și care sunt pașii pe care aveți de gând să-i faceți? Mai aveți încredere că se poate face ceva în cazul ăsta sau merge pur și simplu către o condamnare a lui Dincă pentru niște infracțiuni pe care nu-și le mai recunoaște? Exact. În primul rând am să vă transmit ceva. Pașii pe care o să-i facem, o să vi-i spună doamna avocat, da, pentru că este în legătură cu dumneavoastră, iar eu aș avea să vă transmit ceva. Astăzi a fost cea mai grea zi din viața mea ca mamă. Astăzi, în loc de dreptate, atât eu cât și familia mea, am avut parte de o palmă de la justiție din România. Cum să pot fi de acord cu decizia doamnei judecătoare care îl trimite în judecată pe Dincă pentru două crime în condițiile în care fiica mea figurează pe site-ul poliției române la persoane dispărute? În toate intervențiile noastre, domnule Ciutacu, intervențiile mele și ale familiei mele în presă și televiziune din țară, am spus că acest caz are și conotații, politice, ca și de acolo s-au trasat ordine cum să fie soluționat acest caz. Vă asigur că eu împreună cu doamna avocat voi face investigații pe cont propriu. Aș vrea să mulțumesc întregii țări care a fost alături de noi și vă asigur că nu voi abandona acest caz până nu voi afla adevărul ce s-a întâmplat cu Luiza. Noi vom fi aici, vom fi alături de dumneavoastră, doamnă Alex Cumpănașu. Tu ai fost unul dintre puținii care s-au exprimat în mod pesimist, preventiv, ca să zic. Tu ai spus că nu te aștepți ca judecătorul să răspundă pozitiv cererilor voastre și așa a fost. Era să întreb, ai vreo satisfacție? Evident că n-ai nicio satisfacție. Ce-i de făcut de aici încolo?
Nu, bineînțeles că nu am nicio satisfacție. Am spus-o cu amărăciune aseară la voi în emisiune, pentru că cunosc prea bine sistemul. Îmi pare rău. Dacă a fost dat ordinul într-o anumită direcție și după bătăliile pe care le-am dus până acum, nu avem niciun motiv, Victor, să cred că dacă de la nivelul unui procuror general, miniștri, prim-miniștri, președinți, ce mai vrei tu, să împiedicau de un judecător cei care au luat această decizie. Să fim serioși, că independență, că să vezi, că e mamă, că e... Aici, cazul ăsta n-a fost niciodată independent, cazul acesta n-a fost niciodată lăsat să curgă așa cum era normal. Sunt suficiente elemente în acest sens. Normal că avem dreptate și că nu are de ce să-l trimită pe Dincă în instanță, atâta timp cât în cazul doamnei mele, în cazul lui Izei, nu există nici măcar dovada răpirii, iar în cazul nostru nu există niciodată dovadă în afară de răpire. Adică Dincă însuși, cele două părți, și cerând retrimiterea la procurori. Este un precedent, dacă vrei, juridic în România. Eu nu cred nici în contestație. Contestația va fi depusă la Curtea de Apel Craiova. Dacă în corupția inimaginabilă care există în Craiova, eu să cred vreo secundă că am vreo șansă, dar nu numai în corupția, acolo este, cum să vă spun, așa, un cuibul de cuibi de cuibi al tuturor infractorilor din justiție. Acum să cred eu că am vreo șansă acolo după ce, așa, pot să sper, deci, cum am spus la seară, dar nu înseamnă că nu sunt realist. Dar una peste alta, ceea ce vreau să spun, Victor, este că nu ne vom lăsa nici noi, pentru că în cazul Alexandrei există dovezi foarte clare cu privire la alte persoane individualizate, da? Față de care, iată, oamenii legii, ca să zic așa, instituțiile n-au luat măsuri. Procurorul Popescu, procurorii din Și ai vreo garanție că se va întâmpla de acum? Nu, nu am nicio garanție, Victor, dar răspund, nu am așteptare de la statul român, nu mai am niciuna. Doar că eu sper așa, și uite, vă spun la tine în emisiune pentru prima dată, după o dezamăgire cruntă pe care și eu am avut-o astăzi, chiar dacă, așa cum ai spus tu, mă gândeam că așa se va întâmpla, vom depune, și am vorbit cu foarte mulți români, cu foarte mulți cumpănași, și vom depune, nu știu, mii, zeci de mii, nu știu când ne vom strânge, vom depune plângeri penale pe numele acestor persoane. Deci dacă pe mine m-au ignorat ca persoană fizică, vreau să văd și eu cum vor ignora zeci de mii de români care vor cosemna plângeri penale pe numele poliției, procurorilor, magistraților, implicați în acest dosar și față de care există probe indubitabile. Deci nu mă refer acum la niște bănuieli, da? Cum sunt cei pe care am menționat, Popescu, șefii poliției de acolo, polițiștii care au intervenit în cazul Alexandrei și multe alte persoane vinovate. Domnul Obărșanu, în ce constau investigațiile private pe care spune doamna Melencu că le veți desfășura în continuare și în ce măsură aveți resursele financiare necesare unei astfel de investigații? Nu pot să vorbesc de resurse materiale. Investigațiile acestea nu presupun numai resurse materiale. Dar și? Trebuie să am întâi materii și acestea. Dar cum ne-am descurcat până acum? Că să știți că ne-am tot rugat de unele persoane, nu au vrut. Și atunci, cu resurse, cu ajutor și de la mine și de la doamna Melencu, nu înțeleg să renunț la așa ceva. De la început am știut că este o luptă grea. Să nu credeți că am trăit cu senzația, gata, cum mă duc acolo, zâmbesc și aflu. Așa am aflat că au dispărut probe. O să cer să văd care sunt probele acestea. Nu cumva judecătorii, procurorii știu mai multe? Haideți să vedem. De ce oare n-au intervenit în acea noapte când a fost cu situația cu telefonul Alexandrei? Nu cumva pentru că acei procurori și polițiști știau că Alexandra a fost extrasă dinainte? De ce oare nu i-au sancționat? Pentru că nu puteau să mai facă nimic, pentru că fata nici măcar nu mai era în casă după apusul soarelui? Da, nu mi se pare că așa ceva... Sunt niște întrebări care necesită niște răspunsuri. Dar nu știu cine va oferi răspunsurile astea, doamnă. Iertați-mi scepticismul.
Nu mai fiți așa, transmiteți o energie negativă. Nu, eu nu sunt de acord cu energiile acestea negative. Haideți totuși, speranța moare ultima, dar nu cedăm. Pentru că în momentul în care se vede că cedăm, în momentul acela încurajăm și pe excroci. Bun, nu este momentul să cedăm, nu e momentul să ne pierdem cumva. Dacă am fi cedat noi până atunci, probabil subiectul nu ar mai fost în atenția opiniei publice, singur, dar nu despre asta nu trebuie să este cedăm. Vorba. Important e să nu cedați dumneavoastră. Alex, dar până nu unde ești? Alex, tu până unde ești dispus să mergi în povestea asta? Dacă am început cu mor cu ei de gât, voi muri cu ei de gât, Victor. Asta nu înseamnă că nu sunt realist și că nu pot să înțeleg din lupta asta de 10 luni de zile niște lucruri și că nu pot să-mi recalibrez, nu știu, strategia. Adică de aici încolo trebuie gândite puțin lucrurile altfel. Nu mai merge cu încrederea în instituție cum a făcut-o la început, că mă duceam, nici nu mai știam pe unde să merg. Ba, într-o zi eram la procuror, în altă parte, în altă zi la Interpol, în altă zi la DICOT, în altă zi la... Tot mergând cu hârtii, cu plângeri, cu... Da? Toate pârghile legale, dacă ți-aduce aminte. Da, absolut, da. Povestea asta s-a petrecut și în fiecare seară la televizor. Rezumatul zilei, așa dacă este. Vrei așa, că așa stau bine așa cu... Este. Și pentru mine este o lecție faptul că nu mai am, deci, adică nu pot, nu este, eu nu sunt pesimist spunând că prin hotărârea instanței de astăzi se încurajează violurile, răpirile și nenorocirile în țara asta. Eu sunt realist, pentru că un interlop, un nenorocit de infractor care se uită acolo la televizor și mă ruga afară din diverse surse ce a decis instanța astăzi. Zice, bă, dacă Dincă ăsta, față de care există atâtea curube, le-a răpit pe fetele astea, deși eu nu dacă cred asta, le-a... Bun, pe scurt, eu unul sunt pregătit să merg până la capăt și vom lupta cu foarte mulți oameni alături, nu voi mai fi singur. Alex Cumpănașul, doamna Oborșanu, doamna Melen, cu noi suntem aici, ne găsiți ca de obicei pregătiți să reflectăm toată această poveste pe care am început-o până la capătul ei. După o foarte scurtă pauză, urmează, domnilor și domnilor, punctul culminant al punctului culminant. Este a 8-a zi de violențe și jafuri. Vă prezint imaginile momentului. America fierbe în fața protestelor anarhiste. Violențele au trecut deja oceanul. Foarte multe metropole din Europa sunt răvășite de asemenea de proteste și violențe de stradă. Vor fi alături de mine premieri, miniștri, celebri analiști politici, Bogdan Chiriac, ca de obicei, va fi împreună cu mine, co-moderator al acestei emisiuni, în care repetăm experimentul de aseară, încă o transmisie live din inima Americii care fierbe, domnilor și domnilor, rămâneți. Merg.